deșteptarea. Altfel, prieten, vă anunț că am dat drumul la căldură în mașină dimineața asta. Ți-ai făcut și un brad de dimineață? Da, vine frigul. N-am mai simțit 15 grade din februarie. 15 au fost la tine? Da, 15 erau în corbeanca mea. Am pus bluzică pe mine, da. Aproape la fel, la fel de frică în studio. Ce se întâmplă în Ilfov acolo? Mediul rural. Ce mă, sunt 16 grade acum aici, Luca. În București? Da. Ceasul meu inteligent este mai inteligent decât ceasul tău inteligent, care nu zice temperatura de afară. Nu, dar văd temperatura, însă uite că astea 2 kg cu care am venit din vacanță mă ajută să depășesc disconfortul termic pe care îl resimți tu. La mine e fix Crăciun. Invers, da, e atât de rece afară încât aici în studio mi se pare cald. Da, și știți că eu sunt cu șosete. Da, îți faci fotografii în fiecare zi foarte drăguț, pui pe Instagram. De ce nu te pozești cu șosetele pe care le porți? Am pus da? Filmare pe Europa. Ieri a venit niște șosete, cu ce erau? Cu Moș Crăciun? Cu ce nu, erau? Cu albinuțe. Cu albinuțe. Dar o să-mi iau și cu Moș Crăciun, ca să fim în ton cu da. Venezuela. Băi, ați auzit că ăla în Venezuela a mutat Crăciunul? Ăla al de Maduro. A devenit idolul meu. Jur. Păi, mi se pare genial, da. 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 Un dictator ca lumea. Deci, ia gata, mă, hai. A apărut la televizor. Da. El încearcă să fie o copie al lui Hugo Chavez. Mhm. Anteriormentele, cum ar veni, dictatorul Dan Țârț al Venezuelei, care a fost primul care a distrus această țară minunată, și după aia a venit Maduro, care are discipolul lui. N-are farmecul lui Chavez, dar are toate maniile și melicurile lui și este mai rău, mai dictator. Fraudează toate alegerile posibile și imposibile. Face ca orice dictator. Face ca toți ca orice vilan. Un vilan adevărat. Da. Și fără imaginație și îl copiază pe Chavez și în privința aparițiilor televizate. Hugo Chavez era faimos pentru că el, nu mai știu, o dată pe săptămână sau o dată pe lună, făcea un soi de întâlnire cu poporul la televizor. Și stătea câte 4, 5, 6 ore la televizor, lua mesaje, vorbea. Deci era foarte interactiv așa. Ce mișto. Maduro are și el astfel de momente televizate care nu sunt atât de... Un are carismă, nu trece sticla cum trecea Chavez. Dar te poți aștepta la diverse surprize. Și acum, la ultima ieșire televizată, a zis că gata, Crăciunul se mută pe 1 octombrie. Pă bune, deci prin decret a mutat Crăciunul pe 1 octombrie ca să fie pace și fericire în Venezuela. Sigur, analiștii politici interpretează asta ca fiind o încercare de a bate atenția poporului de la revoltele produse după ce a fraudat încă un rând de alegeri în urmă cu, nu știu, cred că o lună, două. Au fost alegeri în Venezuela și le-a fraudat. Așa a pus-o repede acum ca să se apuce aia de îngrașe porcul. Gata, mă, terminați cu revoluția, că acum tăiem purcele. Aia mănâncă capibara acolo. Da, da, da. Știi ce? Știi ce e aia capibara? Da, e un animal, nu? Da, logic, un animal nu e o plantă, e un animal tip rozător, de apă, cel mai mare rozător acvatic. Și care e și super simpatic. Păi de ce să-l mănânci, dacă e simpatic? Păi și purcelul nu-i simpatic? Păi de-aia nici eu nu-l mănânc. De-aia nu mănânci purcelul. E și simpatic și e foarte inteligent. Porcul este unul dintre cele mai inteligente animale din o gradă, dacă nu știați. Că poate să ia un pic. La noi ceva de genul ăsta. Putem să-l exportăm pe Fuego. Vă dați seama ce piață se desface pentru Ștefan Hrușcă? Pentru Hrușcă am impresia că e în America, nu? În restul... Canada, da. Eu zic să nu, să nu te iei de Fuego. Dar nu mă iau. Tocmai că e o oportunitate, îți dai seama. Este un bun național, nu poate fi exportat. Îl împrumutăm pentru luna octombrie și în decembrie îl aducem înapoi. Deșteptarea